Înainte de a începe să vă prezint câteva lucruri, aș dori să transmit saluturile fraților voștri din PCI, Vă transmit saluturile voastre de iubire. O parte dintre ei este aici, dar cei mai mulți au rămas acasă. Și aș vrea să fac un anunț. În data de 8 septembrie vom organiza o convenție la care sunteți invitați cu toții. Deocamdată știm data. Detalii uh, vom afla cu toții ulterior. Deci, 8 septembrie. Dacă veți dori să participați, să fiți bineveniți. S-au vorbit astăzi lucruri importante aici, și unul dintre lucrurile importante despre care s-au vorbit a fost timpul. S-au din uh, la un episod sau la altul de timp. Timpurile în care trăim, timpul vieții noastre, timpul petrecut aici. Și ceea ce vreau eu să vă supun meditație în continuare, atenție voastră, este chiar despre consacrare și timp. Consacrarea și timpul. Să vedem câteva lucruri. Sper să nu vă încerc prea mult răbdare la. să vă pun prea mult răbdare la încercare, având în vedere că e destul de târziu și cu toții cred că probabil sunteți obosiți. O să începem meditația noastră de astăzi, pornind de la primele trei versete din 1 Petru, capitolul 4. Și o să le citesc. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel care a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Înainte de a intra pe această cărare îngustă, în această consacrare, pentru a suferi împreună cu Hristos, într-o oarecare măsură, ne-am împărtășit de spiritul acestei lumi. Poate eram înclinat să participăm la o spețe, festivități, veselii de orice fel, sau poate am urmat idolii săi de bogăție, paimă sau cunoaștere lumească. Poate am căutat să ne mângăiem propriul eu și să ne satisfacem propriile dorințe. Poate ne-am îmbibat de vinurile îmbătătoare ale politicii sau religiei false, poate am întreținut în inimile noastre animozitatea împotriva unor persoane sau grupuri, sau gelozia și nesăbuința au făcut ca viețile noastre să aibă un curs de foc, provocând ne suferință. Într-un mod sau altul, am fost pătați de stricăciunea care este în lume din cauza păcatului. Referindu-se la această stare, Pavel ne reamintește. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioare, și noi toți odinioare, când trăiam în poftele firii noastre pământești. Când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Închid citatul. Reflectând la chimerele acestei lumi, nu este timpul trecut al vieții noastre, când eram în groapa pieirii și în fundul morcirilei păcatului, suficient pentru a ne demonstra deșertăciunea și vrednicia de dispreț a spiritului ei, acum însă acest mod de a trăi este în trecut. Și prin îndurarea lui Dumnezeu avem ocazia prețioasă de a-i face voia de a alerga spre lucrurile din locurile cerești. Pentru ca nu cumva, sub influența entuziasmului privilegiului de a-l sluji pe Domnul, să neglijăm să ne pregătim mintea și inimile pentru lupta ce urmează, Petru ne spune să ne înarmăm cu același fel de gândire ca al lui. Înainte, mergătorul nostru a suferit în trup, de aceea și noi trebuie să suferim. De asemenea, trebuie să ne înarmăm cu știința că fiecare dintre noi, trebuie în vremea care îi mai rămâne de trăit să trăiască după voia lui Dumnezeu. Analizând textul din Petru, putem concluziona că suferința și timpul sunt două elemente pe care trebuie să le luăm în considerare în această luptă a credinței. Ni se amintește frecvent în scripturi despre partea de suferință a sfinților. Este necesar era necesar ca Domnul să sufere înainte de a intra în slava sa. Suferința lui a fost tipificată în șerfele din tabernacol în ziua ispășirii, unde vițelul a fost înjunghiat și grăsimea lui arsă pe altarul de aramă, în timp ce trupul animalului a fost dus în afara taberei și ars. Arderea din afara taberei a arătat cum a perceput Israelul, cum percepe astăzi lumea, jertfa Domnului Isus Hristos. A fost o mustrare pentru ei și o duhoare pentru nările lor. Levitic, capitolul 16, versetele 25-27. De asemenea, acum șarpele a fost înălțat de Moise în pustie, tot așa și Domnul nostru trebuia înălțat. Numeri 21 cu 9, 2 regi 18 cu 4, Ioan 3 cu 14. S-a profețit despre Domnul că va fi părăsit de către Dumnezeu și va ajunge de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Salmul 22, versetele 1, 6, 7 El urma să fie străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și pediapsa care va fi aducătoare de pace va cădea asupra lui. Isaia 53, cu 5 după cum Hristos a suferit în trup, tot așa, biserica trebuia să împlinească ce lipsea suferințelor lui. Coloseni 1, 24. La începutul uceniciei noastre ni s-a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și crucea și să mă urmeze. Matei 16, 24. Toți cei botezați în Iisus Hristos sunt botezați în moartea Lui, și știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului. Romani 6, versetele de la 3 la 6. De asemenea, suntem prevediți că toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. 2 Timotei 3, 12. Așadar, prin aceste scripturi și multe altele, ar trebui să ne înarmăm cu cunoștința că suferința și lepădarea de sine ne stau înainte. Pentru că este scris că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Fapte 14 cu 22. Al doilea element sugerat de Petru, pe care facem bine să-l luăm în considerare dacă sperăm să ajungem în cele din urmă în Ierusalimul Ceresc este timpul. Și acest aspect va ocupa restul meditației noastre. Cu toții trăim în prezent. Viitorul, cu excepția profețiilor și promisiunilor din Scripturi, ne este necunoscut și neclar. 1 Corinteni 13, versetele 12 și 13. Trecutul se estompează rapid în mințile noastre sărace, căzute și imperfecte și doar anumite întâmplări și trăsături ni le mai amintim și acelea proporțional cu măsura în care ele au fost imprimate în mintea noastră când au avut loc. Din aceste motive este atât de ușor să nu obținem perspectiva potrivită a vieții noastre consacrate. Pentru tânărul sau tânăra din această lume care posedă puterea, sănătatea și vitalitatea care însoțește această vârstă, este dificil să privească viața sau timpul vieții dintr-un punct de vedere obiectiv. Tânărul poate să se laude cu puterea sa, cu agilitatea fizică și vigilența sa mentală, fără să-și dea seama cât dezadarnică este această glorie pentru că foarte repede începe să scadă valul vieții, puterea este diminuată, se sprijină greu pe un baston și își amintește tot cu mai mare dificultate unde și-a pus ochelarii. Repede mormântul începe să-i facă semne și călătoria vieții își găsește sfârșitul. Ce s-a întâmplat cu gloria care i-a însoțit tinerețea? S-a ofilit, fiind goală, superficială și trecătoare. La fel dânăra se poate simți înclinată să se laude cu frumusețea și popularitatea ei. Repede trece însă floarea tinereții și apar firele argintii în păr și odată cu acestea devine, așa cum se întâmplă adesea, tot mai neglijată și uitată. Ceea ce odată i-a dat satisfacție și bucurie a trecut. Apostolul surprinde foarte bine aceste aspecte spunând Orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se uscă și floarea cade jos. 1 Petru 1, 24. Pentru că săraca umanitate nu vede viața din perspectiva potrivită, se mulțumește cu deșertăciunile acestei vieți. Ei caută să obțină din prezent toate emoția și veselia pe care o pot. Iar când acest lucru devine imposibil, le place să-și amintească momentele cele mai importante ale vremurilor trecute din viața lor și, desigur, evită în tot acest timp viitorul. Dacă ar putea să obțină punctul de vedere potrivit despre timpul vieții lor, ar ajunge rapid la concluzia înțeleptului că totul este deșertăciune. Mai mult, ei ar căuta să-și îmbogățească viața cu speranțe mai substanțiale și ambiții mai înalte. Le-ar lua mai puțin timp să descopere că datoria omului este să se teamă de Dumnezeu și să stăpânească poruncile Lui. Ezechiel 12, versetele 8 și 13: Noi nu suntem din lume și nu primim viața așa cum o fac cei din lume. Dar totuși există pericolul ca noi să nu avem perspectiva potrivită a vieții noastre creștine sau odată ce o avem să o lăsăm să ne scape din minte. Prin urmare, rugăciunea noastră ar trebui să fie la fel ca lui David. Doamne, spunem care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecători sunt. Salmul 39,4 Nu înțelegem din acest lucru sau nu înțelegem că acest lucru înseamnă că David a dorit să cunoască data morții lui. Și mai degrabă că luând în considerare sfârșitul umblării pământești, realizând scurtimea vieții, și ar concentra atenția asupra plăcerii slujirii lui Dumnezeu. Un gând asemănător este exprimat în Psalmul 90 cu 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. A cunoaște măsura zilelor noastre sau a ne zilele nu implică să ne îngrijorăm anticipat pentru ce va veni. Domnul ne învață în Matei 6 cu 34. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de la ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Fiecare zi a vieții noastre va avea suficiente experiențe, astfel încât să nu adăugăm grijile de mâine la povara noastră zilnică. Dacă ne numărăm zilele în mod corespunzător, vom considera fiecare zi ca un privilegiu de a servi Domnului, o zi cu care suntem mai aproape de dragul nostru răscumpărător, și dacă El va permite, vom mai sluji încă o zi. Apostolul Pavel a dorit ca toți cei consacrați să aibă perspectiva potrivită a timpului vieții lor, că este limitat. De aceea el a scris: Iată ce vreau să vă spun, fraților: De acum vremea s-a scurtat. Pun lucrul acesta pentru cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, că șchipul lumii acesteia trece. 1 Corinteni 7, de la 29 la 31. Să reflectăm puțin la cât de scurtă este oportunitatea pe care o avem ca indivizi. Ne gândim la durata anilor vieții noastre înainte de a cunoaște adevărul, și a ne consacra slujirii lui Dumnezeu. Apoi, la eventualii ani ai bătrâneții, când capacitatea noastră fizică și intelectuală se diminuează, luăm în considerare timpul necesar pentru procurarea nevoilor temporare ale acestei vieți pentru noi și cei ai noștri. La toate acestea adăugăm orele necesare pentru somn și mâncare, și chiar cu cea mai mare economie de timp ne rămâne destul de puțin. Cu adevărat, vremea s-a scurtat. Deși expresia poate fi folosită și într-un alt context, sau au înțeles. Dându-ne seama că nu există timp de pierdut, în ce fel ar trebui să ne comportăm pentru a-i sluji și a-i plăcea cel mai mult Domnului? Apostolul sfătuiește că cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. El nu a vrut să spună că relațiile conjugare ar trebui neglijate sau anulate. Și mai degrabă, îndemnul lui a fost ca nu acestea să primeze, ci să punem accent pe lucrurile cerești. Ideea de a ne consacra viața lui Dumnezeu și a continua apoi an de an, încărcându-ne cu grijile și responsabilitățile pământești, acestea crescând odată cu dorința de mai mult, consumând tot timpul nostru, nu este compatibilă cu adevărata viață creștină. Ne putem concentra cu succes doar asupra unui singur lucru, așa că trebuie să alegem. Fericiți suntem dacă alegerea noastră este precum cea a apostolului care a spus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar un singur, fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Filipeni 3, versetele 13 și 14. <coughs> în plus, în 1 Corinten 7, Apostolul sfătuiește pe cei ce plâng să fie ca și cum nu ar plânge și pe cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura și cei ce cumpără ca și cum nu ar stăpâni. Avem în comun cu omenirea, cu toată omenirea, motive cu caracter pământesc, pentru plâns sau bucurie, dar nu trebuie să permitem nici bucuriei și nici tristeții să devină nepotrivite pentru slujba noastră și nici să diminueze sau să ne diminueze interesul și efortul pentru ea. Totuși, ne putem bucura întotdeauna în Domnul. Din cauza bucuriei puse înaintea noastră și conștientizând că cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. Isaia 35,10 Cei ce dobândesc case și pământuri sau alte bunuri pământești ar trebui să-și amintească că și-au consacrat totul Domnului și că posesiunile nu sunt cu adevărat ale lor. Un frate zicea Nimic din ce am nu spun că este al meu. Deci aceste posesiuni nu sunt cu adevărat ale lor, ci ale Domnului și că trebuie să dea socoteală pentru ceea ce Domnul le-a încredințat sub administrare. Conștientizând acest lucru, iar elibera de multe capcane la care altfel ar fi supuși, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. 1 Timotei 6,10 Cu o perspectivă adecvată asupra duratei scurte a vieții, devine mai ușor să ne folosim de lumea aceasta ca și cum nu ne-am folosit de ea. Adică, ideea e să nu abuzăm de ea. Pentru că ne dăm seama că chipul lumii acesteia trece. Avem o nouă speranță, un nou obiectiv în viața noastră și trebuie să căutăm cu orice preț să ne facem chemarea și alegerea sigure. Deoarece timpul consacrării noastre este scurt, Apostolul Pavel nu a neglijat a ne instrui care este calea înțeleaptă pe care să o urmăm. Cuvintele lui sunt, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. cu 5,16 Iar în Coloseni 4,5 scrie, Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Timpul nostru este ipotecat. Grijile acestei vieți, nevoile, obiceiurile ei și tendințele noastre, naturii noastre decăzute, ar absorbi, dacă li s-ar permite, fiecare oră din timpul nostru. În timp ce viața noastră, totul este dedicat regelui regilor și domnului domnilor. De unde putem obține timpul necesar pentru a studia și a ne reîmprospăta repentând binecuvântările, promisiunile și favorile care ne aparțin ca noi creaturi? De unde putem obține timpul necesar pentru a spune adevărul altora, răscumpărând timpul pe care anterior l-am petrecut cu lucruri lumești? Nu vom mai citi sau studia scrierile oamenilor pentru distracție sau a ne satisface curiozități inutile. Grijile acestei vieți nu vor mai fi buretele uscat care absoarbe cursul vieții noastre. Obiceiurile acestei lumi nu vor mai influența modul nostru de viață. Nu ne vom mai face timp să ne răsfățăm poftele și tendințele de căzute. În acest fel putem cumpăra și răscumpăra timpul pe care anterior l-am petrecut nepotrivit, folosindu-l de acum încolo în interesul noii creaturi și în slujirea Domnului. Pe lângă scurtimea vieții noastre, chiar dacă e de 70, 80 sau 90 de ani, vremurile grele pe care le trăim ar trebui să ne conștientizeze și mai mult de timpul scurt din fața noastră, în care să ne dovedim mai mult ca biruitori. Salmul 90 cu 10, Romani 8 cu 37, 2 Timotei 3 cu 1 Peste tot vedem doveze ale dezintegrării lumii prezente. Frica și incertitudinea acopere pământul în mod firesc, pentru că toți pot să vadă că omul nu poate și nu este capabil să ofere soluții. Să stăvilească potopul de egoism și ură. Această distrugere amenințătoare este amânată doar până se va pune pe cetea pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu. Apocalipsă 7:3. Știm acolo, nu dați drumul celor patru vânturi, știm cu toții versetul. În timp ce faza finală a Marelui Necaz este oprită de puterea divină, ar trebui să apreciem în mod special această oportunitate extinsă acest răgas de a ne face chemarea și alegerea sigură și să considerăm că pentru noi îndelunga răbdare a Domnului este mântuire. 2 Petru 1 cu 10 și 2 Petru 3 cu 15 Devine din ce în ce mai necesar să răscumpărăm timpul, să ne dedicăm pe deplin slujirii Domnului. Puținul timp al vieții noastre este scurtat și mai mult de iminența distrugere a lumii rele de astăzi. Să ne grăbim așadar pașii spre orașul ceresc, iar cunoașterea că eliberarea noastră se apropie, să ne îndemne tot mai mult la zel și credincioșie. Luca 21 cu 28 Este greu pentru minte să înțeleagă sau să perceapă timpul ceea ce se întâmplă brusc sau într-o perioadă scurtă de timp este mai ușor de observat, în timp ce aceeași dezvoltare, pe o perioadă mai lungă de timp, trece adesea neobservată. De exemplu, un om care aleargă într-o cursă pe o distanță lungă ar observa acest lucru dacă ar încetini ritmul brusc în decurs de un minut. Dar dacă această încetinire a ritmului ar fi treptată și pe o perioadă de 30 de minute, dar putea să nu-și da seama de variația sa de viteză. Același principiu este valabil și pentru cei care aleargă pentru premiul chemării cerești. Se poate alerga bine o vreme, într-un ritm constant, puțin încetinind dintr-o dată. Mai degrabă tendința este de a încetini treptat alergarea. Neobservându-se schimbarea, crezându-se că se aleargă bine, în timp ce viteza de progres este mult diminuată. Testul credinciosului nu este pur și simplu al facerii binelui, cât stăruința sau continuarea răbdătoare în bine. Romani 2,7 Adesea vedem pe cei ce rabdă o vreme, care aleargă bine o vreme, suferă o vreme, veghează și se roagă o vreme, se bucură o vreme și sunt credincioși pentru o vreme. Curând, timpul începe să-și arate efectele în viața lor. Treptat și aproape imperceptibil, aceștia încep să slăbească în alergarea lor pentru premiu. Treptat se retrag de la suferință și sacrificiu, nu în mod deliberat, ci cu un motiv aparent justificat. Treptat găsesc mai puțin timp pentru rugăciune, pentru a vegea la providența divină în viața lor, a vegea la timpuri și anotimpuri și chiar la ei înșiși. Bucuria cerească este diminuată și înlocuită poate cu o anumită fericire umană, care face schimbarea mult mai puțin vizibilă. Treptat, credincioșia lor scade și ei cad de oboseală. Galateni 6,9 pentru că unii nu și-au înarmat mințile pentru a face față încercărilor care vin asupra lor, sunt curând învinși în războiul lor creștin. Ei nu reușesc să obțină perspectiva potrivită a acestei vieți prezente și, de asemenea, nu reușesc să-și concentreze mintea asupra greutății veșnice de slavă promisă biruitorilor credincioși. Prin urmare, în curând, conflictele și încercările lor par nesfârșite suferința mare, opoziția prea puternică, eforturile inutile și se descurajează în mintea lor. Fără să-și dea seama de ce, poate se trezesc retregându-se de la altarul sacrificiului, privând înapoi, eventual cu noftat pentru lucrurile trecute, doar puțin mai ușor dacă ar fi, doar puțin mai mult confort, doar puțină mai multă odihnă. Adversalul se grăbește atunci să aducă ispite subtile în minte. Ademeniri plăcute cu o dovadă de dreptate sunt oferite minții trupești, care atunci când sunt permise sting rapid spiritul. În Salorincen Astfel, fără să-și dea seama de pericole, noua creatură se așează să se odihnească, și uneori, în timp ce se odihnește, moare. Apostolul a prevăzut pericolul de a nu fi conștienți în mod corespunzător de timp, atât de scultimea vieții cât și de a vremurilor, așa că el a scris. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape că a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Roman 13, versetele 11 și 12. Cunoașterea faptului că trăim vremea când există încă o oportunitate de a avea o mântuire așa de mare, ar trebui să ne îndemne la o mai mare credincioșie. Raționamentul nostru ar trebui să fie precum cel al lui Pavel în această chestiune, când a spus, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Evrei 2 cu 3 Mai mult, cunoașterea faptului că această oportunitate se apropie de sfârșit ar trebui să ne încurajeze în răscumpărarea timpului, altfel ne vom număra printre cei care stau afară spunând Doamne, Doamne, deschide-ne! Când va fi prea târziu, Matei 25 cu 11. Având perspectiva potrivită asupra timpului vieții, vom putea, la sfârșitul fiecare zile, să spunem, împreună cu Apostolul, Acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Roman 13 cu 11. Cumințile noastre înarmate corespunzător nu va fi atât de greu să suportăm testul pe care timpul îl aduce asupra tuturor urmașilor învățătorului. Vom fi pe deplin treji în privința privilegiilor noastre glorioase, căutând din toată inima să slujim și să-i mulțumim celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Vom privi încercările și tăgăduirea de sine ca niște suferințe ușoare. Ele nu vor părea nesfârșite și insuportabile, pentru că timpul este scurt. Ele sunt doar o clipă în comparație cu veșnicia slavei viitoare. 2 Corinteni 4 cu 17 Dragi frași și surori, Eclesiastul ne spune în capitolul 3, de la 1 la 8, că orice lucru de sub soare își are vremea lui. Ținând în minte acest lucru, să urmăm îndemnurile profetului Osia, care spune este vremea să căutați pe Domnul ca să vină să vă ploa o mântuire. Dar pentru aceasta este ceva de făcut. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți cera potrivit cu îndurarea. Desteleniți-vă un ogor nou. Osea 10 cu 12. Vom spune că vremea de a căuta pe Domnul a fost întotdeauna. Dar pentru noi care trăim la sfârșitul veacurilor, acest demers este cu atât mai necesar, cu cât ne încearcă un sentiment de urgență. Suntem de 150 de ani în prezența regiului nostru și vedem cu zorile împărăției sunt din ce în ce mai luminoase, vechea lume destrămându-se accelerat. Ne punem întrebarea împreună cu Apostolul. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi pentru o purtare sfântă și evlavioasă? 2 Petru 3, 11 Revenind la textul din Osia, calea potrivită de a-L căuta pe Domnul, pe care trebuie să o urmăm, este de asemenea pentru noi înșine în neprihănire, ca să culegem în îndurare, deselenind un ogor nou. Sau o altă traducere zice, strobind bulgarii noștri. Niciunul dintre urmașii Domnului nu își pot permite să semene altfel, căci Dumnezeu nu se lasă bajocorit, ce seamănă omul aceea va și se cera. Cine seamănă firea lui pământească, va se din firea lui pământească putrezire. Dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viață veșnică. Galateni 6, versetele 7 și 8. S-ar putea întreba: Ce înseamnă asemăna potrivit cu neprihănirea sau în neprihănire, în dreptate? Înseamnă că poporul Domnului, noua creație, va studia continuu subiectul dreptății și zilnic va pune în practică lecțiile învățate din Cuvântul Divin. Toți sfinții trebuie să fie dușmani păcatului. Oriunde este păcatul, ei trebuie să lupte împotriva lui și să aibă grijă ca în inimile lor, cel puțin, să fie eliberați de păcat. Păcatul nu trebuie să găsească deloc sau de fel loc și simpatie în inimile noastre. Va însemna că cuvintele gurii noastre, conduita de viață și meditațiile inimii, toate acestea vor fi în acord absolut cu cuvântul divin și cu spiritul său de dreptate, sfințenie, adevăr și puritate. Apostolul a schițat modelul gândurilor noastre spunând, și într-un mod mai prescurtat, în Filipeni 4,8 se spune, Încolo, frații mei, știm tot ceea ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, la acestea să vă gândiți. Ni se spune să destelenim un ogor nou, să zdrobim bulgarii noștri, adică să lucrăm pământul proaspăt al inimii noastre. Mintea este asemănată adesea cu un teren nou arat, care nu a fost lucrat sau modelat suficient pentru plantarea semințelor. Ne-am putea gândi la această arătura inimii ca fiind consacrarea noastră, întoarcerea completă a inimii noastre de la slujirea păcatului la slujirea neprihănirii. Noi, prin botez în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să umblăm în înnoirea vieții. Romani 64 cu Înnoirea vieții reprezintă pentru noi posibilitatea de a ne dezvolta, a cultiva și a semăna în neprihănire. Există pericolul, însă, de a nu cultiva corespunzător ogorul deselenit al inimii noastre. Acolo unde nu reușim să-mi plantăm și să cultivăm dreptatea, adversarul va profita de starea dormită și va planta gânduri și sugestii rele, care, odată ce prind rădăcini în minte, se răspândesc rapid preranirea și tristețea noii creaturi. Dorințe pământești apar în corțurile necultivate ale solului inimii noastre, absorbindu-ne timpul, vitalitatea și atenția, diminuând oportunitatea de a-L glorifica pe Tatăl nostru Ceresc, eșuând în a aduce multă roadă. Ioan 15,8 Dacă vrem să se cerăm potrivit cu îndurarea, trebuie să cultivăm o recoltă bogată de iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, bunătate, credință și cumpătare. Fericiți suntem dacă facem aceste lucruri, căci atunci vom primi însutit în această viață și o vom moșteni pe cea veșnică. Matei 19 cu 29. Cu cât pierderile și sacrificiile noastre prezente sunt mai mari, cu atât mai mari vor fi binecuvântările și răsplățile noastre spirituale acum și în viitor. Credincioșii vor descoperi că pentru fiecare jerfă și lepădare de sine vor primi o binecuvântare mult mai mare de la Domnul, fapt care le va permite să spună împreună cu înțeleptul. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de nicio întristare. Proverbe 10 cu 22. Cei ce nu sacrifică nimic nu trebuie să aștepte vreo răsplată, iar cei ce primesc puțin de la Domnul în viața prezentă au o mică speranță pentru o parte în împărăție, pentru că ei au sacrificat puțin pentru el. În timp ce vremea s-a scurtat, mai există oportunitatea să-L cauți pe Domnul și îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Deuteronom 4,29 Nu ne permitem să pierdem clipe, ore și zile, cu atât mai puțin săptămâni și luni. Trebuie depus un efort din toată inima pentru a răscumpăra vremea, trăind la minim treburile și relațiile noastre pământești, porind totdeauna la maxim interesele spirituale și în slujba adevărului cu ajutorul Spiritului Sfânt, ar trebui să păstrăm întotdeauna perspectiva potrivită asupra timpului vieții în mintea noastră, silindu-ne a ne face chemarea și alegerea sigure. Când ajungem la sfârșitul căii, unde încercările și lacrimile se sfârșesc, privind înapoi, vom vedea rostul acestora. După ce a însemănat conform spiritului în cursul vieții noastre personale, vom secera, nu stricăciune, și putrezire, și viață veșnică. Vom primi o intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, cu una slavei care nu se poate veșteji. Aceasta mi-o doresc și vă doresc și vouă. amin.